zi de doliu pentru România. România tocmai a pierdut una dintre cele mai importante personalități ale lumii culturale. Este vorba de Nicolae Manulescu, criticul și istoricul literar, a încetat din viață sâmbătă, la vârsta de 84 de ani. Toate personalitățile marcante din România au ținut să transmită mesaje în memoria celui mai important critic și istoric literar român de după al doilea război mondial, Nicolae Manulescu, una dintre cele mai influente figuri din lumea literară și critică românească contemporană, este cunoscut atât pentru contribuțiile sale semnificative în domeniul criticii literare, cât și pentru implicarea sa în promovarea culturii și literaturii românești. Născut la 12 iulie 1939, în București, Manulescu și-a dedicat viața studiului și înțelegerii literaturii, devenind unul dintre cei mai respectați și cunoscuți critici literari ai țării. Manulescu a absolvit Facultatea de Filologie a Universității din București în 1961 și și-a continuat studiile în Franța, obținând un doctorat în filologie la Universitatea Paris-Sorbonne în 1971. Întors în țară, și-a început cariera academică și critică, devenind un nume de referință în domeniul său. Una dintre contribuțiile majore ale lui Manulescu în domeniul criticilor literare este volumul său semnificativ Arca lui Noe, 1983, o lucrare monumentală care explorează și analizează evoluția literaturii române din perspectiva criticii literare. Lucrarea sa a reprezentat o sinteză exhaustivă a evoluției literaturii române, oferind o perspectivă critică asupra operei multor scriitori importanți din istoria literaturii românești. Pe lângă activitatea sa academică și critică, Manulescu a fost implicat în numeroase proiecte culturale și editoriale. A fost redactor șef al revistei România Literară, una dintre cele mai importante publicații literare din țară, în perioada 1990-1993 și apoi între 2004 și 2014. De asemenea, a fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România între 1990-2004.